ce îi ofer bebelușului laptele matern? Păi asigură toate elementele nutritive de care are bebelușul nevoie și în plus îi asigură și imunitate, îi asigură și hormoni de creștere care să-l ajută să crească armonios, îi asigură și substanțe care duc la dezvoltarea creierului, deci îl ajută și din punct de vedere cognitiv, și aici mă refer la omega 3, 6, 9, colesterol, taurină, toate acestea sunt substanțe care dezvoltă creierul și cu cât este mai îndelungată alăptarea, cu atât mai bine îi se dezvoltă creierul. De ce să introducem alimente solide? Deci nu pentru că laptele de mamă își pierde din proprietăți, ci pentru simplu fapt că îi cresc bebelușului nevoile. Bebelușul după vârsta de 6 luni va începe să devină mai activ. Va avea multe perioade în care se va juca, va începe să se miște mai mult, scade numărul orelor de somn. Și atunci bebelușul are nevoie de mai multă energie. Laptele de mamă îi oferă puțină energie, undeva cam 64-67 de kilocalorii pe 100 de mililitri, motiv pentru care bebelușul are nevoie de alimente care se asigură o mai multă energie.